În ultima vreme am auzit tot felul de păreri pro și contra în legătură cu consumul de cafea, o băutură pe care majoritatea românilor o adoră. Medicul nutriționist Mihaela Bilic spulberă toate miturile și chiar încurajează consumul a mai multor cești de cafea pe zi. Băutura magică care face minuni pentru sănătate. Nutriționista a afirmat recent că această băutură face minuni pentru sănătate și a dezvăluit care este doza corectă pe care un om trebuie să o consume zilnic. Consumul de cafea e benefic pentru sănătate, este cel mai bun tonic și stimulant din natură. Bobul de cafea este magic, are și putere antioxidantă, are și zero calorii și stimulează tot și memoria și gândirea, capacitatea de efort, ne trezește, ne dezmorțește, ne face mai deștepți și doza corectă este de 3-5 cești pe zi, a afirmat Mihaela Bilic pe rețelele de socializare. De aceeași părere este și doctorul Mihail Pautov, care de curând a demontat mitul pericolului ascuns în cafeaua cu lapte. Sătul de toate teoriile apărute în spațiul public, reputatul medic a pus punctul pe ei și a dezvăluit care este adevărul din spatele acestor zvonuri. Mulți sunt curioși despre consumul cafelei cu lapte. Studiile în această privință sunt oarecum controversate și vreau să vă explic de ce. Sunt foarte multe studii care spun că dacă faci asta, proprietățile acelei cafele scad și este posibil să fie adevărat pentru unele persoane. Unele studii spun că o cafea cu lapte are aceeași proprietăți benefice ca și apa, adică zero, dar te hidratează. Altele spun că proprietățile consumului de cafea cu lapte se înjumătățesc, însă un alt studiu care îmi place foarte mult arată că atunci când consum cafea cu lapte, proprietățile sale antioxidante cresc, a transmis dr. Mihail pe rețelele de socializare. De asemenea, dr. Mihail a vorbit despre beneficiile pe care ți le poate oferi adăugarea de sare în cafeaua de dimineață. Doctorul Mihail are un truc excelent pentru persoanele care obișnuiesc să bea cafea cu lapte în fiecare dimineață, pentru a avea parte de o zi excelentă și pentru a simți la propriu plin de energie. Specialistul spune că o parte dintre persoanele care obișnuiesc să se delecteze cu această băutură la prima oră a dimineții pot resimți la ceva timp simptome neplăcute, precum ar fi pierderea energiei ori dureri de cap. Persoanele care resimt aceste lucruri tind să creadă că se confruntă cu o hiperglicemie, lucru care este total greșit, spune doctorul, care recomandă acestor oameni trucul perfect de sare în cafea, relatează România TV.ro.